Elena Lasconi promite să schimbe fața USR-ului. Spune că dacă va deveni președintele USR, îi va îndepărta pe cei care au condus acest partid până acum. Vizați sunt Cătălin Drulă, Dan Barna, dar și Cristian Ghinea. În schimb, vrea să aducă la vârful partidului fețe noi care nu au încăpătată credibilitatea. Despre cum vrea să schimbe Elena Lasconi USR-ul ne spune chiar acum Cornel Chitucea. Bună dimineața, Cornel! Te urmărim! Bună dimineața, Dan! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Sunt mai mulți membri ai partidului USR care s-au înscris în cursa pentru președinția formațiunii politice, însă știm că la această oră favorită este Elena Lasconi. O spunea chiar un contracandidat, Cristian Slider, care este și el membru USR, dar și candidat pentru șefia partidului. Pe de altă parte, vedem că sunt mai multe obiective pe care actualul primar din într-o comună din România, membru al partidului USR, le are pentru a reforma USR-ul. Vorbim în primul rând despre acele obiective care țin de politica internă, pentru că știm, spunea primarul din Câmpul Lung Mușcel, faptul că își dorește în primul rând ca cei care au condus până acum USR-ul să nu mai facă parte din conducerea partidului, întrucât deciziile nu s-au luat în unanimitate cu membrii partidului, ci au fost doar câteva persoane care au decis ce se va întâmpla cu USR în perioada următoare, inclusiv cu perioada alegerilor. În ceea ce privește strategia pe care Elena Lasconi o are pentru perioada următoare, în primul rând vorbim despre reconfigurarea conducerii, pentru că, vă spuneam, își dorește eliminarea persoanelor care au condus până la această oră USR-ul. Vorbim, spre exemplu, de Dan Barna, care a câștigat un loc de europarlamentar și va merge pentru o perioadă de 4 ani în Parlamentul European. Pe de altă parte, vă reamintesc și faptul că vor avea loc alegeri interne în partidul USR pentru alegerea unui nou lider, după ce Cătălin Drulă a demisionat din funcția de președinte, date fiind rezultatele slabe pe care USR l-a înregistrat pe data de 9 iunie. Vă reamintesc că cei din partidul Uniunea Salvați România au luat decizia de a face o alianță politică cu cei din PMP și Forța Dreptei.